Antidoti și antidoate. Nu uitați să adăugați codul ANT1R la Support Creator pe Item Shop ca să vă primiți antidotul la timp. Fără glume despre codul meu ciudat. Mersi. Salutare bă băieți, eu sunt Antidot, iar în acest videoclip o să vă prezint misiunile din săptămâna cu numărul 3. Prima misiune din această săptămână are mai multe stagii. Primul stagiu este să dăunezi damage unui inamic în timp ce tu te dai pe tiroliană, adică va trebui să folosești un zipline, adică tiroliana și să dăunezi damage, iar al doilea stagiu este să dăunezi damage în timp ce un inamic se află pe tiroliana. Deci la primul stagiu va trebui tu să folosești o tiroliana și să tragi în cineva, iar la al doilea stagiu va trebui să găsești pe cineva care se dă pe tiroliana și să trage în el. Iar această misiune îți va aduce primele 5 steluțe din această săptămână. A doua misiune va fi să elimini un inamic folosind un SMG, un pistol și un sniper, adică va trebui să faci câte un kill cu fiecare dintre aceste arme, iar această misiune îți va aduce următoarele 5 steluțe. A treia misiune și ultima Ultima, pentru cei ce nu dețin un Battle Pass va fi să deschizi chesturi în Sunny Steps sau în Fatal Fields și probabil că este vorba despre 5 sau 7 chesturi, iar această misiune îți va aduce următoarele 10 steluțe. A patra misiune va fi să te uiți la loading screen-ul pe care se observă harta comorii și să te duci în locația în care este poziționată lupa. deci este vorba despre un loading screen pe care se observă o harta comorii și o lupă, iar acea locație în care indică lupa adică unde arată lupa, va trebui să o vizitezi. Iar această misiune vă va aduce următoarele 5 steluțe. A cincea misiune va fi să folosiți noul vehicul care se numește The Baller în meciuri diferite și probabil că este vorba despre 2 sau 3 meciuri. Iar această misiune vă va aduce următoarele 5 steluțe. A șasea misiune va fi să folosești trepuri diferite într-un singur meci, adică capcane diferite într-un singur meci, iar la această misiune cred că poți folosi folosi absolut orice care se află pe F5, adică poți folosi trepul normal, poți folosi launchpad-ul, poți folosi acea mitraliera, adică orice item care este în acel slot pe care se află și trepul. Iar această misiune vă va aduce următoarele 10 steluțe. A șaptea misiune și ultima din această săptămână este din nou o misiune cu mai multe stagii. Primul stagiu este să vizitezi Fatal Fields și Salty Springs într-un singur match. Al doilea stagiu este să vizitezi Hound Hills și Tilted Towers într-un singur match. Al treilea stagiu este să vizitez Frosty Flights și Loot Lake, tot într-un singur match. Al patrulea stagiu să vizitez Lucky Landing și Retail Row. Iar al cincelea și ultimul stagiu este să vizitez Snooby Shores și Tomato Temple într-un singur match. Iar această misiune vă va aduce următoarele, dar și ultimele 10 steluțe din această săptămână. Dar dacă vă că cam acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip. În secțiunea de comentarii îmi puteți spune părerea voastră despre aceste misiuni din această săptămână și bineînțeles dacă vreți să fac un videoclip despre o anumită misiune, dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să spargi buton de like, pentru mai mult conținut cu forne, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!